Suntem în noiembrie și dacă suntem în noiembrie, cu siguranță toți vă gândiți la Black Friday. De unde începe Black Friday? Practic, Black Friday a venit din America reprezentând a doua zi după ziua recunoștinței. Înainte se numea un fel de cumpărături înainte de Crăciun, dar de câțiva ani se numește Black Friday și de o perioadă foarte bună a pătruns și în România. Astăzi vreau să mă uit pe ofertele celui mai mare operator de telefonie mobilă din România, pentru că a dat startul Black Friday cu foarte multe oferte, de la telefoane la prețuri reduse, abonamente la jumătate de preț și foarte multe gadgeturi pe care le găsim. Așa că haide să intrăm pe orange.ro și să vedem ce avem în zona de telefoane, pentru că mulți dintre noi așteptăm această perioadă să ne achiziționăm un telefon și de multe ori nu găsim ofertele pe care ni le dorim. Așa că, uite, am intrat pe site-ul celor de la Orange și pot să spun că ai reduceri semnificative, de exemplu un Honor Magic 4 Pro 5G, nu vorbim de Honor Magic 5 Pro 5G, pornește de la un preț de 2786 de lei. Un alt telefon care a făcut furori anul trecut și încă se mai vinde foarte bine este Honor 75G. Honor 75G costă doar 405 lei. Ăsta este prețul, până la 100 de euro reducere. Mare atenție, prețurile sunt cu abonament. Practic, hai să ne uităm la Honor, acest Honor 75G, care este reducerea pe care o puteți obține. Fără abonament, telefonul costă 3065 de lei, cu abonament nou, prețul este de 405 lei. Ceea ce este un preț cât se poate de decent, având în vedere că mulți dintre voi luați în considerare și prețul abonamentului când vine vorba de achiziționarea unui telefon de la un operator de telefonie mobilă. Hai să mai mergem tot în secțiunea telefoane, pentru că am văzut și un iPhone. iPhone-ul fiind la fel unul dintre cele mai vânate telefoane. Avem Apple iPhone 14 la 2842 de lei, iPhone 14 Plus la 4499 de lei. Aici avem o reducere de 608 lei față de prețul de listă. Un alt telefon interesant este Samsung Galaxy S23 5G. Este telefonul, hai să spunem că într-un an sunt două, în opinia multora, sunt două flagship-uri care sunt lansate. Și anume S-ul de la Samsung și iPhone-ul celor de la Apple. Ei bine, aici vorbim, nu că celelalte telefoane nu ar fi ok, dar vorbim ca număr de unități vândute și ca amploare pe care o are lansarea respectivă. Și avem S23 5G la 2543 de lei. Și aici o să mă uit la prețul de listă față de prețul cu abonament nou. Fără abonament este 5041 de lei. Cu abonament este 2543 de lei. Practic este la jumătate prețul pentru S23 5G de 256. Credeam că este modelul green, adică pe verde. Văzusem iar un telefon care iar este foarte vânat, și anume tot de la Samsung este și este seria A. A34 5G, 456 de lei cu abonament, reducere de 760 de lei. Practic, ce se întâmplă aici? Subvenția voastră la un telefon crește semnificativ dacă în această perioadă de Black Friday a celor de la Orange, pe care o găsiți pe site-ul orange.ro. Uite, avem și un Motorola Razr 40 5G, pliabilul de la Motorola, care mi-a plăcut foarte tare, și prețul lui Motorola Razr 40 5G este de 2361 cu abonament, iar alt telefon care iar a făcut furor și am văzut că a fost foarte promovat este Oppo Reno 10 5G, unde avem un preț de 577 de lei. Ia să vedem dacă mai găsim un alt telefon interesant pe gustul meu.
Deci am găsit Apple, am găsit Samsung, am găsit Honor, Oppo. Cam astea sunt telefoanele care mi-au atras mie atenția. Văzând și un Xiaomi pe aici, un Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G la 790 de lei la preț cu abonament. Aveți și posibilitatea să împărțiți acest preț în rate, de exemplu la un telefon Apple iPhone 14 împărțit în 24 de rate este 118 lei. Și o secțiune care mie îmi place, mulți au avut reticență, dar când au văzut despre ce este vorba, au trecut peste acest lucru și vorbim de telefoanele recondiționate. O să dedicăm un clip special și să explicăm ce înseamnă aceste telefoane recondiționate. O să vă spun pe scurt, ca să înțelegeți, sunt telefoane la care s-au înlocuit piesele uzate și practic vorbim de telefoane ca și noi. Și aici avem foarte multe iPhone-uri. iPhone 12 1114 lei, iPhone 13 1216 lei, iPhone 14 1621 de lei. Ia să vedem ce, dacă avem și un iPhone Pro. Avem și Pro Max. iPhone 14 Pro Max la 3040 de lei. Spar prețuri cât se poate de decente pentru aceste telefoane recondiționate. Și spuneam de oferta de abonamente la jumătate de preț. În această perioadă unele abonamente sunt la 50% reducere și astfel avem Fan 9 cu nelimitat minute și SMS-uri naționale, 50 GB incluși pe lună, avem 25 de GB plus 25 bonus la 4,5 euro. Dar cred că cele mai interesante sunt abonamentele cu roaming inclus și avem Smart Plus 15, care în mod normal ar costa 15 euro la 7,5 euro și Smart Plus 20 la 16 euro pe lună cu 14,94 de GB în roaming. Și dacă ai un abonament Orange și vrei televiziune și internet fix, ei bine, prin Orange Love, pachetul Orange Love, obții prețuri foarte bune la abonamentele fix mobil. Prin această combinație, acea ofertă convergentă pe care unește cele două segmente ale Orange România. Și ai fibră de 500 MB pe secundă și TV Essential, care include 134 de canale, dintre care 39 High Definition, la 26 de lei pe lună. Începând cu luna a 7-a, de la primele 6 luni este gratuit. Hai să mergem și în zona de smartwatch-uri, pentru că și aici avem surprize plăcute și avem Huawei Watch Ultra la 3025 de lei, un preț foarte bun, având în vedere că Huawei Watch Ultra costă undeva la 3500-3700 de lei. Apple Watch 8 Cellular, varianta pe roșu, 45 de mm, costă 2760 de lei. Un alt ceas interesant este Huawei Watch GT 4, care costă 1439 de lei. Să mă mai uit ce ceasuri îmi plac mie de aici. Iar avem Huawei Watch Ultra Voyage Blue la 3531 de lei. Este practic vârful de gamă al ceasurilor de la Huawei, dacă excludem acel ceas placat cu aur și cu componente din aur, dar nu toată lumea își dorește un ceas de 3000 de euro. Așa că zic să mergem și pe variantele mai ieftine. Să mergem și în secțiunea de căști, pentru că mulți dintre voi mă întrebați ce căști folosesc și cum mi-am ales căștile. Ei bine, în Black Friday celor de la Orange găsiți câteva dintre căștile pe care le-am testat în ultimul an, și anume Samsung Galaxy Buds 2 Pro, care mie mi-au plăcut și sunt în continuare unele dintre favoritele mele.
și costă 725 de lei, Huawei FreeBuds Pro 2 costă 610 lei, căști foarte, foarte bune. Ah, avem și Beats Studio Pro de la Wireless Headphones de la Apple, 1718 lei. Și să mă mai uit, dar văd că multe dintre ele sunt deja pe stoc epuizat, și anume Huawei FreeBuds 5 nu mai sunt pe stoc, dar aveți variante foarte, foarte mișto în continuare pe site. Și mergem și în secțiunea de Smart Home, pentru că e o secțiune favorită și pentru mine. Aveți camere supraveghere de la... Văd că aici majoritatea din Smart Home sunt Xiaomi și TP-Link. De la TP-Link aveți camere de supraveghere de la 172 de lei, cameră care se prinde în perete, cameră din aceea care se rotește 360 de grade, văd că este 121 de lei, becuri, prize, la prețuri foarte mici, un bec 35 de lei, un bec inteligent, vorbim de zona de becuri inteligente. Ce mai avem interesant? Avem un cântar corporal de la Xiaomi, un cântar inteligent, care costă 106 lei, friteza cu aer cald de la Xiaomi, varianta nouă, Pro de 4 litri, 450 de lei. Și am ajuns la gaming, pentru că avem foarte multe, foarte multe jocuri și accesorii de gaming, multe dintre ele din zona PlayStation, pentru că PlayStation este una dintre consolele în vogă în România. Și avem casca Sony PlayStation VR 2 la 2736 de lei, un nou controller 288 de lei. Ce mai avem aici? Avem Nintendo Switch, consola celor de la Nintendo, la 1317 lei. Și foarte multe jocuri pe care le poți găsi pe site-ul celor de la Orange. Hai să mergem și în zona de Smart TV-uri. Aici avem doar două variante de la Samsung. Avem un televizor de 138 de cm la 2325 de lei și un televizor uriaș de 189 de cm la 6582 de lei, cu care este redus cu 3344 de lei. Iar dacă vrei accesorii, găsești foarte multe accesorii pentru tabletă și laptop de la Logitech, de exemplu un mouse Pebble. Are un preț de pornire de 48 de lei. Văd că este și mouse-ul, și eu folosesc tot un mouse de la Logitech. Și mouse-ul varianta asta nu mai e pe stoc la Orange, dar aveți foarte multe, foarte multe mouse-uri din zona celor de la Logitech, inclusiv acea tastatură cu butoane pe care le poți schimba, care costă 162 de lei. Accesorii aici, foarte mișto în zona de accesorii, ultimei Ears Boom 3 costă 424 de lei, este o boxă pe care și eu o am acasă și se aude foarte, foarte bine pentru dimensiunea ei. Văd aici că avem foarte multe accesorii de la Hama, Telur, încărcătoare, suport pentru mașină și foarte multe căști audio cu fir de data aceasta. Am trecut și la secțiunea de accesorii, și anume carcasele de telefon, și eram foarte curios că și eu trebuie să schimb carcasa la 14 Pro Max, dacă am vreo variantă. Cred că ar trebui să am, pentru că sunt peste 160 de produse
incluse în această categorie. Și acum să căutăm 14 Plus, 14 Plus, eu am 14 Pro Max și doresc să rămân cu el până la lansarea, telefonului de anul viitor. Să vedem dacă îmi găsesc și eu 14 Pro, 14 Pro Max. Am găsit carcasă, dar cred că e fix carcasa pe care o am eu acum și costă 52 de lei. Iar în mod normal carcasa respectivă ar fi costat 100 de lei. Cam astea sunt ofertele de Black Friday ale celor de la Orange România. Nu uita să intri pe site-ul celor de la Orange să vezi toate ofertele pe care le au online. Dacă vrei să și testezi produse, te poți duce în oricare magazin Orange din România. Și hai să înceapă Black Friday-ul. Cam atât despre ofertă. Nu uita să-mi lași un comentariu, să spui ce ți-ai dorit tu să-ți cumperi în acest an de Black Friday. Și dacă îți place acest clip, nu uita like, share, subscribe și dacă tot ai subscribe, apasă și pe clopoțel, pentru că numai așa poți să primești în timp real când postezi un clip nou.